Mergem la grădiniță vineri dimineață, trecem pe lângă biserică, mai avem un pic. Ne-am trezit puțin mai greu, copilașii nu prea au avut chef. Cred că tot timpul sfârșit de săptămână e puțin mai greuț. Și apoi vă mai iau într-un așa clip alături de noi și cu Seve. Mai vine un tractor? Wow! Hai să-l vedem! Tractorul, mami! Le face salut! Mai devreme a trecut un tractor pe lângă noi și tot așa, tractorul! Copiii s-au entuziasmat, au salutat și de asta al doilea tractoraș mami. Primul tractor era yellow și ăsta e red. Ciupercuță. E ciupercuță. De fiecare dată eu am zis că e super mișto cum mergem noi pe jos. Parcă e așa o întreagă aventură. Avem activitate. Ba, melcușori, camioane, tractorul, poliția, pompierii. A fost de curând un accident aici. Și atâta s-au mai minunat copiii, atâta s-au mai uitat. Pentru ei totul e interesant. Wow! Camionul cu mașini! Wow! Wow! Ce simpatici! Nu, melcușorul, haide! Nu mă trăiește! Ha! La biserică, da, se trag clopotele. Doamne, Doamne! Poftiți, domnul Ștefănuț, domnul Raimondel. Bună dimineața! După ce am lăsat copiii la grădiniță, prima activitate ce am făcut-o astăzi, am fost acolo la cumpărături, am să vă arăt imediat. Ar fi trebuit să merg la mama acasă weekendul ăsta, să o mai ajut la treabă, dar pare mi se că au făcut o conjunctivită și asta să ia, din acest motiv nu voi mai merge, din păcate, mai avea ceva de făcut, de vopsit, de aranjat, de spălat, pentru că săptămâna viitoare vine fratele și sora mea cu nepoții, abia aștept. Ei bine, una peste alta, am să învârt puțin camera, vă arăt ce planuri în materie de mâncare am pentru weekendul acesta. Asta e cum ziceam, aici am luat ardei ăștia cu o varză să fac ardei umpluți. Le-am mai luat salam de genul acesta și brânză topită, că le fac în sandwich maker, că e un sandwich așa cu pâine și cu cașcaval, le place foarte mult. Aici am niște acuarele, de fapt scarioci, două căsuțe de genul acesta de plastelină. Le-am fost eu cumpărat din Maramureș când am fost în vacanță și acum pe sfârșit de săptămână am să le dau ca să aibă activitate și cu plastelina și să coloreze. Din sat, de aici, de la un magazin local, le-am cumpărat puzzle-ul ăsta când l-am văzut direct pentru rei cu animăluțe și ăsta, chiar dacă e pe roz, stare curioasă când vine acum Ștefi acasă. E un joc de ăla, cred că Tetris, și pe lui am văzut că îi plac genul acesta, de aia am luat lui jocul ăla. Aici am o de asta, aoleu, ce lapsus am, drojdie, pentru că cred că mi-a cumpărat o mama proaspătă și cred că am să fac eu doi cu nunca aceasta, doi cozonaci tot așa. Am cumpărat Danonino iaurturi, că le place, la fel le place crânțănelele astea. Cam asta ar fi în mare. Eu am pus aici să fiarbă niște ciocanele, vreau să fac o mâncărică de orez astăzi și mâine voi face asta despre care povestesc. Momentan vineri, acum vă mai iau cu secvențe alături de noi, zilele astea eu intenționez sfârșit de săptămână și ne mai auzim pe parcursul clipului. I can feel there is somebody here and he's watching over me tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven.
Yeah, he's reaching out his hand to me. Am fost acolo un ceai de cimbrișor, uite că mi-o dat în foc, numai bine că îl opresc. Chiar aici am făcut pilaful de orez, vreau să mai fac niște șnițele astăzi. Un pic mi-au venit copiii cam mofturoși, foarte mofturoși chiar aș putea să zic, și pare mi se că un pic tusa e o necăjit. Nu știu, să vedem acum după ce doarme de amiază ce ar să fie. Mâncarea, mami, uite, să lași să se răcească. Uite, un pic tușește. Dragoste, i-am dat un pic din Nurofen și acum ceiuț cu miere. Da, puiuțule. Animăluțele astea le-am luat noi din Maramureș. Ba, ce rău îmi pare de asta. Nici nu știu dacă o să pot filma. Asta ziceam că animăluțele le-am cumpărat cu 20 de lei de la... Scuze, mama, nu m-am arătat. Și el le pune aici în mașina. Asta mașina e de la dinozauri. Să joacă cu ele. Super frumoase. De la 2 pași. Mi s-a părut că la 2 pași magazinul acesta e foarte ieftin și mai ales pentru lucrușoarele astea de copii micuți. Ștefiu a dormit aici în canapea. Era obosit și atât au plâns. L-am ținut numai în brațe vreo jumătate de 40 de minute. Nu știu, a avut o stare destul de răucă. Astăzi, vinerea, uneori mai pățesc, sunt prea obosiți. Și rei un pic cu tusa, Ștefănuțe micuț, cam asta-i treaba. Nu știu, m-am amărât foarte tare când îl văd pe rei cum tușește. Acolo mâncărica, cred că s-a răcit puiuțele. Și eu mi-am făcut niște macaroane cu lapte. Chiar mi era poftă. Stăm amândoi, bem câte o pic de apă, mâncăm, Ștefănuț cât face năniță. Puiuțul micu, Doamne, dar cine căjut o mai fost și Ștefi și rei. Na, uite așa. Începe sezonul. Atâta de rău îmi pare, atâta de rău îmi pare. Ei, fierbinte, mai lasă, mami, mai lasă, suflă. Puiuțul, mami. Las că stăm în pătuț weekendul ăsta, da? Stăm numai în pătuț. Și să ne facem bine. Am făcut ceiuțul, l-am lăsat la răcit, apoi să-i pun mierea, să-i pun lămâia și poate dă domnul mâine. Astăzi, acum, după ce l-am luat de la copii, ceva prea tare otușit. Zic, Doamne, ce se întâmplă? Ștefi urla din umăr, rei tușea. Na, uite așa. Cu lămâie. Cu lămâie, mami. Aici s-a terminat ceiuțul urei. Am pus lămâie, miere. El își ia singur așa cu seringa. Cât i-a mai rămas, mami? Cât îi trebuie să mai iei? În timpul acesta totuși... 8? 8 ai luat? Și m-au mai rămas 2, că vrea să iei până la 10. Așa-i? El numără... 8. Ok. El numără... Uite așa și el. Atât de bine că îi place ceiuțul ăsta de cimbrișor. O rămas pictat de la grădiniță, dar n-ar nimic. 9! 9, bravo! Și acum? Asta vreau să zic că totuși am fost la farmacie, am luat un sirop de tusă, parcă prea tușea. E ora 3 acum. Am luat un tamtam verde să l-am în caz că ar face roșu în gât. Și aici am luat niște vitamine, tip așa bombănele. Și să le dau câte una pe zi, ca să sper eu din tot sufletul să nu. Nici asta, eu zic că nu va fi o tusă gravă și nici Ștefi sper din suflet, nici cu temperatură, ei sunt băieți puternici. Ce frumos ai făcut! Și Ștefi a făcut! Bravo, copii! Tot să-mi arate, el foarte frumos a făcut, foarte, foarte frumos. Și mai vrea mâncare. O mâncat, o farfurie, o mai vrut una. Ștefi, nu! E culmea, deci are poftă de mâncare. Nu-i bolnavior, mami, așa ai? Numai un pic de tuse, cam accelerată, dar văd că acum aș-o revenit deja. Ce accelerată era și zic, Doamne, ce se întâmplă? Așa este, așa. El acum spune A, B, C, D, E, F, G.
Asta spui? Da? Când alfabetul, Doamne, scumpicul, mami. Eu știu și alfabetul? Hai, du-te tu, păpușe. Bravo, Stevie. Hai să numărăm. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. And I praise you, God, my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from up above. They sing hallelujah. They sing hallelujah. Acum sâmbătă dimineață, eu am fost până la magazin. Uite, copiii văd că mi-au scos toate jucăriile din debarac, ghetuțele. Le-am fost eu pregătit pentru sezonul rece. Cum ziceam, am fost la magazin să-i cumpăr lui tata aici niște roșii, cașcaval, așa proaspăt și bun, două pâini. Înainte de asta am pus eu ardei la fiert, am făcut un aluat. Ce bine arată! Crescut de numai, mamă, ce frumos a crescut! Și am fost eu pregătit aici nucă. Am mers repede la magazin ca să cumpăr rahat, dar n-am găsit. Vreau să pun așa printric pentru că vreau să fac doi cozonaci și să-i duc și lui tata un cozonac numai bine. Cam astea sunt planurile pentru sâmbătă. Raimon se simte mai bine, acolo fierbardei tușește, dar nu așa de tare ca ieri, deci a fost benefic ceiuțul și siropelul. Cam astea pentru ziua de astăzi. Coca astea și în vreo două ore mergem la tata să-i ducem și lui câteva bunețuri și apoi să facem curat iarăși, nu? I can see though my eyes are all closed. Yeah, he gives me strength to carry on and always lets me know that I'm fine just the way he made me. Every perfect imperfection is all because of him. Oh, I know you and I praise you, God, my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels from above. They sing la 7 ai ajuns la 10? Du-te tu și dă-n pace. Hai, mai spunem o dată. 1, 2. Vrei tu să faci? Da! Da! Ia, hai, fă tu. De aici, de unde a început mami. Împachetează, Ștefi. Împachetează cozonacul. Așa. Ca acolo face mami, da. Rei, spune la mami, îl iubești pe Ștefi? Da, se-ncă. Bravo! Da, Ștefi! Colorează tot? Mai devreme a fost super simpatic și îmi zice, mami, se spune Ștefan, nu Ștefi.
Ok. Da. Dar el până acum îi spunea Ștepi, Ștepică. Se spune Ștefan. Ștefan. Tare dulce. Tiger. Lion. Își ocupă tare frumos timpul amândoi. Da, așa, e interesant cum îți doi băieței. Leu, foarte frumos l-ai colorat, bravo! Cip, cip, cip! Ștefi tot acolo cu asta, cu plastelina. L-au încântat, am ce face curat. Ăla, să n-are nimic. Leu! De să văd la mami. Așa frumos l-ai colorat, bravo! Da, dragostea, da, Nima. Bravo, copii, bravo! Copii, eu am zis să filmez puțin ce mi-a dat de lucru copiii în seara aceasta. M-am așteptat la lucrul ăsta, mai ales că am lăsat aici pe canapea cu plastelină să coloreze. Și pe acolo mai am bucățele, am avut pe jos, am curățat covorul, am măturat. Iar acum aici, numai bine cât ei mănâncă, eu să șterg canapeaua și apoi vom merge sus la somn. Ei acolo, papa, amândoi, ghiși ce, am făcut atâta mâncare astăzi și au vrut să mănânce cartofi prăjiți cu ketchup. Da, le-am făcut, exact ca și mâzgălitura asta. Uneori trebuie să-i mai las, nu pot chiar să țin totul perfect curat sau... Asta este, am doi copii, amândoi micuți. Și mai ales când îți doi copii sau mai mult de un copil gen în casă, tot timpul va fi energie și lucruri de genul acesta mai dese. Asta este, mă apuc acum de șters pentru sâmbătă seară. Cred că voi mai filma puțin luni, că am crezut că vom ajunge la tata, n-am reușit, n-am găsit mașină și probabil mai filmez un pic luni. E bun cartofi. Cu ketchup. Na, ca să vezi, cât e bun. Wow! Tocmai ce a plecat mașina, venit din Anglia cu 11 pachete aici. Tot mi-am umplut garajul. Uite ce e aici. O trimis sora mea, fratele meu. Asta e o mașină de vase pentru mama. O trimis hotă ceva pentru bucătărie, cum și-o făcut ea noutăți. Și haine am înțeles că vor să dea la oamenii aceia care au fost atunci cu inundațiile, pentru că cumnatul meu e din Galați și atunci au luat covoare, pături, tot felul de necesități. Astea ar fi în toate cutiile acestea și vor ei să meargă la Galați și să dăruiască. Cam asta ar fi mare. Le-au trimis la mine la... aici, la mine, le-am primit la casă. Cam asta e tot. Mă duc să-mi închid porțile acum. Bine că au venit băieți și am scăpat și eu de o grijă. Ei bine, aici eu am atașat câteva secvențe, cum am luat copilașii de la grădiniță pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva. În acest episod am atașat câteva secvențe dintr-un weekend alături de noi, ce am considerat eu că ar fi mai importante, așa în materie de mâncare, puțin cum s-au răcit rei, pur și simplu viața noastră și ceea ce se întâmplă de zi cu zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dorim sănătate multă, bucurii și să ne vedem cu bine în noi episoade. Noi vă pupăm și numai bine, pe curând, pa, pa!